możliwość szansy. Tak. Proiecte hotărâri privind inițierea înființarea distribuției gaze naturale în comuna Brăila. 4. Proiecte hotărâri privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile de construcții și desfințări. Se suplimentează ordinea de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului 10% de sat și aprobarea apoi adițional numărul 2 la contractul. Da, aici se vorba de pe zi. Dar citeți, vă rog, de acord cu introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre. Este acel proiect pe care v-ați apărut la ședința anterioară, pentru că existau notele de fundamentare a prețurilor. Acum au fost atașate la proiectul de hotărâre nota de fundamentare a prețurilor și atunci... Se putem obține. Dacă ei ne aduc la cunoștință printr-o adresă că să includem de urgență pentru a evita o nouă criză a deșeurilor. Dacă nu am rămas cam pe ultima formă de desfășurare, care n-am aprobat proiectul respectiv. S-a aprobat în mare parte, mai ales că au cam înțeles de la proiectul de rest. Nu știu dacă trebuie să mai vorbim tot decât papa, nu combină, ne combine. Dacă sunteți de acord cu... Cândiva. Și 5. Probleme curente. Cine este pentru? Abținem împotrivă? Nu. Încep un proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Da, practic aici o să dăm cuvântul de recomandare, care va fi prea mare buget pentru anul 2020. Iar lista de investiții o să încerc să vă prezint eu. Am vrut să fac cinci în Consiliul Local în zona trecută, undeva joi, din păcate, sumele pe care le-am primit atunci subvenția nouă, pe cei pe care le-am așteptat noi și atunci a trebuit să refacem, să modificăm, practic, schema de buget pe care ne-am făcut-o în 2020. O să vedeți că sunt destul de mici, nu mă așteptam sincer să fiu. Comună, după comuna noastră, în primul de 10 comuni, ca și suprafață, ca și populație, au primit 65.000 de lei pentru drumurile comunale. Eu sunt, din păcate, de joc, spune eu, în modică. La 50 de ani, nu știu nici o uliță la statului, nu putem face. Dar noi am găsit resurse și proiecte pe care le-am făcut pentru anul ăsta o să le ducem la capăt. Nu am înțeles cum s-a făcut împărțirea anul ăsta. Nu vreau să-i vorbesc, dar m-am deranjat. Am văzut comune chiar și cu 0 lei. M-am deranjat că am văzut comune mici. Chiar Buciu, de exemplu, care are o mixă de locuitori, o sumă de 400.000 de lei, în situația în care merg 65.000 de drumuri. Dar nu cred că e locul și în momentul să putem acolo pe alte comuni, cum spus doar în comuna noastră. Domnul contabil, dacă vreți dumneavoastră să... Deci, susținerea de punct de vedere legal este fundamentată conform următoarelor prevederi. Legea 5/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020, legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, legea 1 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare și OUG 57 privind podul administrativ. Bugetul de venituri general consolidat pe anul 2020 are următoarele surse de finanțare. Bugetul local de venituri detaliat pe capitole sub capitolul pe anul 2020 în sumă totală de 10.103.780 lei, evidențiat pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare. Iar ca sursă este compus din veniturile anului curent în sumă de 8.490.760 lei, iar din excedentul anului precedent, 1.613.020 lei, care suplimentează veniturile anului în curs pentru secțiunea de dezvoltare. Dacă ar fi să vedem din ce sunt constituite veniturile de 10.103.780 lei, ar fi venituri proprii, în valoare 660.000 lei, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, 1.410.000 lei,
sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 5.040.000 lei, subvenții PNDL prognozate în sumă de 1.027.260 lei, subvenții ajutoare încălzire 4.000 lei, subvenții FADR 349.500.000 lei și sume utilizate din excedentul anilor precedenți 1.613.020.000 lei. După cum vedeți, veniturile noastre proprii sunt doar de 660.000 de lei, 6.600.000, bugetul este destul de mic, dar bugetul fiind aprobat bugetul consolidat, vom avea și bugetul Serviciului Public de Salubrizare în sumă de 306.750 lei. Dacă ar fi să discutăm despre cheltuielile bugetului local, sunt fundamentate și dimensionate pe două secțiuni. Secțiunea de funcționare de 6.310.160 lei și secțiunea de dezvoltare de 3.793.620.000 lei. Excedentul anilor precedenți, sumă de 1.613.020 lei, se regăsește în secțiunea de dezvoltare și este utilizat pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de capital. La secțiunea de funcționare, în ce privește partea de cheltuieli, repartizarea pe capitole, subcapitole și articole s-a făcut în baza referatelor de necesitate, a propunerilor fiecărui birou din cadrul primăriei, a evidenței consumurilor și a execuției bugetare din anul precedent. Calculul fondului de salarii a fost făcut în baza posturilor prevăzute în organizam și în baza statelor de funcție aferente organigramei în vigoare. La învățământ, cheltuielile materiale au fost determinate de către unitățile de învățământ prin ISJ, în baza tarifului cost de elev pe an și comunicate către OAT prin AJPP Bacău, finanțele Bacău. Potrivit pe bugetul estimat de școala gimnazială, bugetul necesar calculat este de 270.300 lei, solicitându-se finanțare complementară de la bugetul local în sumă de 78.300 lei. La investiții, cheltuielile propuse a se realiza în anul 2020 într-o sumă de 3.793.620 lei sunt prezentate pe capitole și surse de finanțare conform listei de investiții. Dacă ar fi să vă prezint bugetul pe fiecare capitol în parte, deci am avea un total secțiune de funcționare și dezvoltare de 10.103.780 lei, din care la capitolul 51, autorități. Cost bănuiesc la citit. Sunt sigur că da. Pe autorități publice acțiuni externe, avem cheltuielile de personal. De 1.971.820 lei, la bunuri și servicii 541.000 lei. Transferul cu caracter general între diferite nivele ale administrației. 206.000 lei. Ordine publică și siguranță națională. Cheltuieli de personal 213.950, bunuri și servicii 61.800. Învățământ 791.300, din care bonuri și servicii 408.300, asistență socială 38.000, cheltuieli de capital 345.000. Sănătate, cheltuieli de capital 1.287.620 lei. Cultură, recreere și religie 1.094.140 lei. Formate din cheltuieli de personal 127.940 lei, bunuri și servicii 226.200 lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursate 590.000 lei, alte cheltuieli 120.000 de lei și cheltuieli de capital 30.000 de lei. Asistența socială 971.000 lei, format din cheltuieli de personal 472.000 lei, asistență socială 499.000 lei. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, 733.150 lei, din care cheltuieli de personal 136.150 lei, bunuri și servicii 372.000 lei, cheltuieli de capital 225.000 lei.
protecția mediului. Bunuri servicii de 435.000 lei, cheltuieli de capital 60.000 lei. Drumuri 1.716.000 lei, format din bunuri și servicii de 460.000 lei, cheltuieli de capital 1.256.000 lei. Alte acțiuni economice 21.000 lei. Bugetul Serviciului Public de Salubrizare, în sumă de 306.750 lei, este format din cheltuieli de personal de 222.990 lei și bunuri și servicii din 83.760 lei. Deci, cuantumul brut al salariilor de bază plătit din bugetul local este în sumă de 2.921.860 lei, incluzând doar majorările salariale pentru asistența socială, comparativ cu anul precedent. Și cam asta... Discuții? Așa, când vreau mulțumesc pentru investiții. Da, am să spuneți aici? Vreau, da, să mă am spate. Ok, dacă dați voie să vă puteți la investiții, o să încep cu lucrările care deja sunt în curs de construire. Și aici mă refer la construirea grupului sanitar școala gimnazială din Comuna Județul Bacău. Eu un proiect pe care am început anul trecut, realizat în proporții de 95%, să spun eu acum, cred că o săptămână, cel mult două, dând un copil, mai avem un dat, corpul de iluminat, Brașa Aragnazia este făcut, brașamentul la apă de făcut și nu mai știu ce mai au la niște lucruri. Apoi avem, pentru că în urma timpului construcției și nu numai curtea arată dezastruos, noroi mult, balea stată, foarte urât copii, toți duc mizeria în școală, am gândit să amenajăm curtea, partea dintre școală și grupul sanitar cu paveli, urmând ca o alei de 1,20 m să ajung până în stradă. La fel, pentru că aici am prins 100.000 de lei la amenajarea curții interioare a școlii de Regiu, am gândit să repararea fațadei și schimbarea culorii și reparația cu peciul de la muzeul din curtea școlii. Amenajarea curte și refacere la școală gimnazială de lei, 60.000 de lei. Aici am luat în calcul gardul din față, gardul despre vecinul Florin și nu mai știu cum. Și amenajarea curții, să vedem în ce sens, vor o placă de beton acolo la intrare, unde vin camionul cu lemn, ori refacerea aleii, să vedem unde ce bani încadrăm. Am prins 60 de lei aici. Construirea grupului sanitar școala gimnazială Hirigiu, 5.000 de lei, vorba de cote la ISC pentru recepții, de la recepții. Amenajarea curții interioare școală gimnazială Hirigiu, 5.000 de lei, parte de proiectare. La fel, amenajarea curții și refacere doar școala gimnazială de lei, 5.000 de lei, tot pare de proiectare. Capitolul 6602, modernizare dispensabilă de casa Adrătira. Diferența de bani pe care trebuie să putem către PLD-le pentru proprietatea se desfășoară prin PLD-le și dispensarul de la Adrătira e în curs de inaugurare, la fel, o săptămână, două, cred, mai avem de montat doar fosta septică, totul e finalizat, instalarea de aer pentru condiționat de montată, centrala este montată, și aici avem nevoie de refacerea gardului, pentru că nu a fost pus în proiectul inițial și am prins bănuți în lista de investiții. La fel, dispozitorul de Hirigiu, zic eu că undeva la începutul lui aprilie, sigur, e gata cu tot cu curte de amenajare, pentru că aici avem o parte de curte proiect, mai puțin gardurile din ce împrejmuiesc. Avem o parcare de 80 de pătrați, 77 de acolo pentru mașinile cadrul medical, dar și a pacienților, pentru că mereu e blocat acolo față dispensarul, ținem cont de control de centru și deservești 3 sale din comună de regiunul Târgugești, din câte știu chiar și de la Poiațu, care au merg la... Da, orice instituție să aibă parcare. Eu zic că arată destul de bine. O să vedeți. Nu știu, e altceva, e nou, chiar pe ceva. Doamna doctor ea spunea că și-ar dori să stea mai mult la dispensare. E problemă. Mai ales că este la pensie, parcă le vine să trece, sunt condiții.
condiții normale, și omenești, nu era normal să au ceate sanitară, să nu aibă grup sanitar, să nu aibă o toaletă pentru pacienți, să nu stai în frig cu căciuna în cap sau nu știu. Eu zic că nici ai normal și intra în normalitate cu două dispensare. Mi-am dorit în postul ăsta. Mi se pare că cea mai importantă investiție este în școală și în învățământ de vedere. Celălalt, bineînțeles, urmează. Și să nu dată ce am zis. Școală și învățământ, învățământul doar de ziua. Da, nu știu cum trebuie să am mamă de tine. Aici am fost 30.000 de lei, coada de gardă din față și o alee care e închisă în proiect. Amenajare curte, dispensarul uman, heringiu, la fel, gardul din față și stânga-dreaptă către vecini, depinde cum e cadă. Avem prins cheltuieli pentru proiectare la fiecare dispensar și pentru cotele de la ISC în fața de recepție la amândouă dispensarele. Amenajare minipază sportivă în curtea Centrului de Recreere a Populației din satul Brătila. E un proiect despre care v-am spus de anul trecut. Am prins 30.000 de lei pentru fază de proiectare, nu avem finanțare. Am promisiuni de la GAL că acel proiect, acest proiect va fi prins în măsura de noastră și de prins finanțare pe el. Am venit o cumpă. Pare dacă dăm știrie acolo. Nu-i mai dă, pentru că mi-aș dori să avem actoate acolo, dar din păcate nu e legal, dar sunt incompatibili. Nu puteam ca instituție, fiind și membrii fondatori, să m-am gândit în tot felul. Dar pe aici la CAP? Și cu titlul gratuit. Fostul CAP-ul mai este gener. E aceeași situație, pentru că... Mai bine lăsa în departe. Sunt tot ale noastre, ale primării și nu putem să le dăm către GAL. Bă, cum ne implicăm niciodată? Acolo, la CAP-ul, e o altă discuție, discutăm la diverse, dacă vreți, din paragină. Pentru că nu e primul nostru, este a proprietar, care au acea identificare și gratul unde sunt ale primăriei, la prețuri exorbitante, căzut de 3 sferturi jos. Da, în fine. Aștepta să o filească. Atunci și eu am împământat. Domnul primar, ați terminat. Da, ați terminat. Amenajare Centrul Civic, Oare Drăguncești, cum ai decis, mai primă acolo de scanță de plătit. Mulezare nu a public la fel prins în două tranșe, înființarea sistemului distribuției gaz natural în comuna de județul Bacău. E acel proiect curajos despre care v-am spus în trecută. Mâine semnez contractul cu firma de proiectare care îmi face studiul de stabilitate. Am prins un leaj bote pentru tot ce înseamnă fază de proiectare. Am, nu știu dacă siguranța, dar sigur săptămâna cealaltă, la început săptămânii, o fi la București, împreună cu, nu știu, colegi parlamentari, să încerc să depun proiectul într-o primă fază către Ministerul Energiei. Știu că sunt votrești de calități într-o primă fază care au primit finanțare. De fapt, vor și aproba astăzi proiectul de hotărâre pentru înființarea rețelei de distribuție gaze. Dar Dumnezeu să primim finanțare cât mai repede și să ne putem apuca de lucrare. Nu e lucrare care se dădea în an de zile. Ne așteptăm că nici până la alegeri nu mă apuc, ca să nu credeți că e un motiv de campanie electorală. Asta sigur. Dar eu cred că într-un timp destul de scurt, un an, doi, adică eu am 7 ani până când s-au făcut brașamentele, să putem îmbrașa la sistemul de alimentare cu gaze. Da, acum ce țin de noi facem? Nu știu. Pentru următoarea campanie. Da, pentru următoarea campanie. Când facem branșele. Sper să nu fie nevoie un an. Aici am acum un proiect pe care am discutat într-un lucru de mână ședință trecută și am luat un calcul, m-am discutat cu domnul Nuță, cu la rutier Coniț și demarăm un proiect într-o fază de proiectare de extindere rețea de canalizare în satele Helegiu, Drăgugești și Delen. Noi avem rețea de canalizare la Helegiu și la Delen, iar la Drăgugești e dusă până la drumul spre Ionică Legea, acolo pe Felca. Am avut o primă discuție cu firma de proiectare, nu știu exact care e statutul terenului acela, moara lui... Moara lui Ghiniț. Da. Jos. La Ghiniț, acolo s-a plătit. Nu, 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 e teren public.
Ba da, nu, cum să fie? O cumpărat de la Caniva. Exact. O lăsa domnul neînchis, dar cine nu știu. Acolo s-ar putea să facem o stație de pompare, pentru că de acolo, acolo se poate strânge tot ce înseamnă ape menajere și de acolo să-mi pompeze. Nu, el nu l-ar impresionat, dar nu are o altfel nu putea să strânge. Cred că vom găsi o soluție. Da. Hai să îl împrejurim, dacă nu știu. Am dat primul negre, nu am avut până acum teren, știi, tot ce s-a făcut investiții, am găsit soluții, oameni de bună credință. Dacă nu va fi acolo, domnul primar, știți unde am avea, cred că în față, de la Petrică Ștefănache, ceva un pic mai către centru, e unde, pe în față la, cum îi zicea? La Joșa, unde se vedea. Așa, da. Da, e un istru pe aia noastră acolo. Ar mai fi acolo ceva care el nu are dacă vreo problemă. Aia, dar când vine apa, trebuie drenat apa. Dom'le, așa că vine apa, apa o la casă. Da, sigur, că se rea surmeze și găsim. Dar e bine că s-a făcut un demers. Da, dar Drăgujești este cel mai greu. La DRE este destul de simplu, pentru că DRE nu are. Nici Drăgujești nu e atât de greu. Dacă e greu pentru că e de la zero, postați de pompă, depins de pompe, știu ce. Dacă nu începem deloc, e mai. Să nu mai trapă. Dacă faci și așa, de când la de aia. Adică nu este niciun proiect pentru apă și canalizare? Nu, deocamdată nu. Noi nu suntem băgați. Nu de asta, nu. E un pic mai dificil pentru că m-am legat de ce am existent. Ca să-mi fiți un nou sistem, nu îmi permitem. 65 de mii de lei e nu știu, asta pot să vă luăm. Adică trebuie să aduci de la Brătila pe sensita. Nu, 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 nu. Trebuie să-i faci stații special. Stații proprii, nu? Stații proprii, nu? Stații proprii, nu? N-ai din soția asta, nu? Acolo e greu, nu este pe acolo. Să-l fii să amăgesc. Să-l fii să amăgesc, nu știu. Cum? Da. Alei pe plală strada, alei seama cel bun din centru până la Pământul Noasic, lucrarea pe care o lucrăm acum și se termină anul ăsta. Lucrarea în continuare. Modizarea strada Ciurea de Jos. E un proiect la care am lucrat și pe care sper să fie finanțare pentru strada Ciurea de Jos. În strada Învățător Domnul Ioan Drăgujești până la Prințu. E lucrare pe care vom porni într-un timp foarte scurt, două săptămâni, trei, nu știu, la 1 martie, s-a sfatat până la Prințu, la Păreu, dar lucrare noi, da, nouă. Modizarea strada Poiana, locarea Hericiu, drumul până la Poiana, la fel. Avem fără de proiectare, căutăm resurse financiare și sper să ne apucăm de lucrare și acolo. Consolidare stradă Ciungi.Ghileț, locată Drăgujești, e vorba de drumul de la Vasile Iritic, sau cum îi spuneam, unde a fugit lor și drumul nu mai poate fi funcțional, adică s-a avut... Mai sunt de baba lui Vizera. Exact. Sunt niște lucruri. Chiar nu fac lucruri. Chiar nu fac lucruri. Chiar nu fac lucruri. Dar nu e gata. Se duce. La următoarea plai, dacă eu plai ca să trebuie, nu vreau să spune. Dar trebuie un fel de drum ce e de acolo și atunci o să... Nu am un ban foarte mult, dar o consolidare de mal, cu niște țevi de la sondă, cu turnac ceva, beton, găsim o soluție să o scoatem la capăt. Aici am fost de proiectare. Celălalt proiect pe care lucram la ședința trecută de reabilitare și modernizare și acțiuni rutiere fel de calamități în Comuna Hidrăgiu e proiectul care deja este semnat de către Ministrul Dezvoltării. Avem ordinul de ministru, semnat de pe 31 decembrie 2019. Lucrăm la faza de studiu de fezabilitate. Săptămâna trecută am făcut deja ridicări de topul pe toate obiectivele. E vorba de liguirea părâului pe toată lungimea, de la intrare în sat și până de a intra de la moara vitine de acolo și până la capătul satului. Ulița strada Busuiocilor, strada Bălana de Leni, strada Ciungi la Henegiu și strada părâului la Brătila. Tot ce înseamnă surse de finanțare vin de la Compania de Drumuri, la fel ca și proiectarea o dată pe execuție. Și cam atât. Și în vedere că mi-am cultura Hidegiu, proiect care e în derulare, la care lucrăm și făcut prin Ministerul, prin AFIR, prin bani de la DAP. Dacă aveți întrebări aici legate de bugetul domnului contabil sau de viza inviții pe care a venit-o împreună. Domnul primar, nu mi se pare normal ca toate satele să aibă tot felul de proiecte de investiții și la Brătila nimic. Noi suntem jumătate de aici, consilieri de la Brătila. Deci nu vom aproba lista de investiții dacă nu o refaceți. Dar spuneți-mi ce nu e regulat. Deci nu este nimic la Brătila. Bani pentru biserici nu sunt, pentru școala de la Mocan nu este nimic. Dar nu m-am auzit. Cât? Nu m-am auzit. În mod egal. În mod egal. Dar ce, a spus cineva că e altfel?
Părintele la Hergiu a zis a, că am 400 de milioane. A zis că e în mod egal. E în mod egal. Nu mă luați de pe voi, doamnă. Dar știți că eu am făcut o dată diferență. Nu, nu, nu. S-a împărțit în mod egal. Dar suma, o știți suma, o știți doar acum. Suma de la culte. Nici o uliță pentru asfaltat, măcar pe fața de țoiești. Ești exact cum miliarde 200 de milioane vechi împărțit la mărăstea bisericii din sat, din comun, în mod egal. Deci mai mult ca anul trecut. Anul trecut au fost 70 de mii, acum sunt 120 de mii. Și vor fi în mod egal. La Brătila, strada Ciotă de jos, de lucrare prinsă în țară investiții la Constanciu. Nu a fost atent. La Brătila, strada Părărului, care ce înseamnă strada Ciotă de jos? Că Ciotă de jos înseamnă de la mine până la Domnulice. Nu, aia este strada... Strada Ciotă de jos este strada de la Mumanu, care se întoarce prin Prunt și se întoarce pe la Adina Mitroiu și iese la Mumanu înapoi. Așa, deci mi se pare normal ca să ne fie explicați, pentru că oamenii ne cer explicații de fiecare dată. De aia am venit pe urmă. Da, dar nu putem supărare. Deci nu vă de supărare să vă supărați pe mine. Dar nu mă supăr. Nu, eu am impresia că nu ați ideea de stat și de asta îmi puneți întrebări. Pentru că strada Ciotă de jos e strada supranecăzătoră și e singura stradă nemodernizată din punctul de vedere în Brătila. Pentru că în Ciotă de sus am început, am trecut și am dus 500 de metri în iar până sus, am scutit cât de cât acea pantă greu accesibilă de la, din Ciotă. În Mocani am dus la strada Costea și am rezolvat problema aceea. Chiar dacă acum 3 ani de zile era prea îngustă, prea subțire, prea închisă la valoare, astăzi nu... Păi nu s-a lățit în trebuie. Nu, astăzi e funcțională, nu-i crăpată, nu-i stricată, nu-i nimic, se cintă foarte bine cu ea. Chiar am niște fotografii care pot să le arat că după 3 ani de zile la recepție arată foarte bine strada respectivă. Eu sunt chiar mulțumit de cum s-a comportat și e și foarte folosită. Deci acolo ar mai fi vreo... 150 de metri partea stângă și încă vă 300 partea cealaltă ca să închidim și strada respectivă modernizată. Asfaltul merge până la podul dinspre Elenciu, ar mai trebui vreo 200 de metri partea lungită și încă vă 300 partea cealaltă și Brătila are asfalt peste tot. Dacă mă urmă de Elen sau la Drăgugești, avem mai bine de jumătate din sat care nu este modernizat. Dacă mergi în partea de-acuma de Elen, spre rușinea mea, sunt zone în care azi nu ajunge cu piciorul. Deci de la Fiuța de acolo și până la... nu s-a ajuns pe ceva. La Drăgugești... Partea stângă... E dezastru. Dacă e partea stângă. Dacă mergi pe strada Fusenciului acolo, e sub orice critică. La Drăgugești... Costum alpin este. Știți care este avantajul? Bogaci, oamenii sunt săritori. Și totdeauna am încercat să ne ajutăm într-un fel sau altul. S-au făcut de capte din străzi care sunt funcționale. Ciungi, coarte, de nu știu. Nu mai vorbesc. Când m-au sunat băieții care au făcut ridicările topă de la firma de la Ploiești pentru CNI și au zis, băi, dumneavoastră numiți Albea Părului stradă, dar unde e stradă? Aia e singura cale de acces. Eu nu pot să mă de acolo. Pe acum se circulă prin apă. Am fost la domnul dintr-o spătarul joi, nu l-am găsit în conceptul văzut de luni, pentru că ăsta am nevoie de avizul dânsului. Deci nu avem nici nu știu ce să fac. Spuneți-mi la Brătila ce proiecte dumneavoastră că ar merge și sunt niște permite să-l facem. Așa ca să pentru noi puteam să pentrunez nimeni și să amăgesc, dar nu vreau să amăgesc pe nimeni. Că nu știu dacă e normal, mai ales că sunt întrebat, după aia și roșesc să spun că nu am înfrizit. Am înfrizit, dar ce e? Nu mai știu. Cea pe CNI cu Dufără, da. Am mai discutat în Ciorul de Sus pentru la Duhal. Da, dar apoi am să fie reparat. Reparația am prins până la afară. Haideți să vă spunem. Haideți să vă spunem. E Munteniu, e Pătorețiu și apropo cu un beton. Trebuie dus la Costea Vasilei. Nu trebuie dus din mers. Domnul... Dar până nu mai merge la care. Nu trebuie până la Costea. Trebuie dus peste tot. Veniți cu resurse financiare. Bun. Am început ședința de azi cu 65.000 de euro. Și rugăminte la dumneavoastră și puteți. Puneți pe ăsta care e cu capul, cu betul lui, cu macarale, macarale. Să tăiem ploche sau teie de la biserică de acolo. Au venit vântul, s-au dus pe spitala la femeia aia, aia cu 10 milioane, cu 10 copii, 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 10 cop
ei nu sunt ai mei, iau unde spuneți cu părintele și părintele. Biserica cu ea noastră, nu? Nu, e a parohiei, și parohia... Și parohia cu ei, pentru toată roată. De aceea am luat discuții cu părintele și am spus să caute pe cineva care este interesat să ia, că dacă o să-l tai o tei, mâine a avut o la primar de tei. Domnul primar, dar aia să rămână acolo la biserică, îi duc și la ăsta la nicuță și face un scânduc, îi trebuie scânduc de la... Dar v-aș fi crii. Nu mai pentru nu. Dar ei sunt drăvarea cu carne rom. Nu lucrează nimeni, ce spun eu. Ați mai avut acolo de mălare la Brătila și ați împărțit bânduri. Da, 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 și acolo am împărțit bânduri. Acum mai dați-te o crack. Lăsați să înverzească. Nu se doresc, da? Nu se pot rând, băi, spun eu. Haideți că pierdem costul și pe care... Domn primar, la... Eram dat... Dați un pic să zic Brătila. Da. Deci la Brătila ar trebui o rețea de cazare și apă. Asta este clar. Păi asta, da. Nu este simplu de loc. Și vă spun că nu, eu nu pot să vin aici în fața dumneavoastră și în fața oamenilor care se uită la televizor, că foarte mult se uită și să știți, chiar suntem urmăriți și mă întreabă mereu, domnule a spus aia, și să vă spun niște ambureri, că nu pot să le fac. Bugetul nostru, am citit mai devreme, de 660.000 de lei. Pentru cine nu înțelege 660.000, înseamnă 6 miliarde 600 pe an. Sunt bani doar pentru iunatul public. Ce înseamnă salarii, ce antivezi, sunt bani pe care vin de la guvern, iar pe investiții ne-am dus și ne-am căciulit, vă spun că din... Într-o luni din zile, din 4 săptămâni, eu stăm o soap la București și mă căciulez și mă umilesc în fața parlamentarilor și anumă doar să mă dea cu un bănuț. Nu am fost pe atât. O lucrare de genul acesta se pletează și nevoie, înseamnă normalitate la Brătila. Dar e o problemă la Brătila care, din punct de vedere economico-financiar, nu este în regulă vis-a-vis de apă. Mai bine jumătate din populația Brătilei are apă prin cădere gratuită. De la rezervoare, făcute de dânsi pe bani, cu 30-40 de ani în urmă. De la costa de sus și până jos la munte, sunt rezervoare, de la fântânere, de la... Toate sunt pe terenul proprietate privată. Deci atenție, unde vreau să ajung. Noi, dacă am face un proiect la Brătila de alimentare cu apă, ar trebui să luăm acele rezervoare pe care oamenii au astăzi, le au făcute de ei pe banii lor și unde apa le vine prin cădere gratuit, să facem o stație de captare, să facem o stație de tratare și apoi să ducem, să spunem că asta pentru prima oară a rezolvat un fel sau să ducem apă în tot satul. Cât crezi dumneavoastră că se vor branșa în situații, sunt socrimei, nu-mi dau de exemplu acelea, au apă dintr-un punct făcut de ei, 5 vecini, 5-20 vecini. Crezi că o dată soacră mea s-ar branșa la o rețea sau cum să plătească branșament și apoi abonament în fiecare lucru, când ei vine apa prin cădere? Bașca, eu trebuie să iau și apa aia pe care a făcut-o ea. Ia. Vecini de acolo. Este foarte greu cu apă. Ei nu duc lipsă de apă. Dar de vechi, la Brătila, nu sunt zone în care apa nu ajunge. Decât aici jos la Ciortea. Ciortea, da. Ciortea nu are. Decât doar că au jos ei fântâni făcut de fiecare. Cu idrofoare, cu rujice. Nu cred că e o soluție care ar renta. Decât un conflict. Ca să cădărim un conflict la Brătila, să ne plângem apă din fântânere și să întindem rețele. Da, dar mai ales că necesitatea n-ar fi atât de mare pe alimentare. Canalizare, da. Pe cât e cu canalizarea? Canalizarea, da. Pentru că poate cineva nu știe, sau poate puțin știu, apa la hidrofor este mai ieftină decât apa la rețea. Deci apa la hidrofor astăzi, dacă cineva are fântână și folosește hidroforul, pe metru cub este mai ieftin decât cea de la rețea. Și atunci, urgența și necesitatea mare este pe canalizare, ceea ce nu doar și la Drăgujești. Că și Drăgujești este în aceeași situație. Alimentare cu apă la Drăgujești, cred că e în proporție de, sunt de oricum peste 50% sursei proprii. Și astăzi, din neglijență un lii zboare, adică cei din care aduc de pivot ca oțeavă, s-a colmatat și, domnule, n-a mai schimbat nimeni, dar dacă n-ar fi fost cealaltă variantă B, adică alimentarea publică, ar fi făcut-o oamenii și clar, ar fi fost ieftină, că eu dar alimentarea cu apă de hidrofor este mai ieftină decât cea de rețea. Problema este canalizarea. Bine zona. Aveam aici o problemă cu o condută de apă care deservea vreo 7, 8 sau 10 familii, trecea pe de la deal de dispensat. Adică supraplinul, ce nu se consuma la cooperații și la dispensat, ocolea dispensarul și cobora apoi în față și mergea pe Cornel Pătru, acolo, pe la Pădic, pe la Murean. Nu, șapte familii. Nu șapte familii care n-avea și n-au avut apă tot anul. Nu mai urca, din omul la dispensar am tăiat conducta aia din greșeală și apoi cred că s-a colmatat și nu mai urca. Acum am schimbat noi alimentarea cu apă la dispensar pentru că
îi trăgeam pe cei de jos și plus că nu cred că aveam presiune suficientă să funcționeze doar, pentru că avem două toalete destul de mari acolo, cu duș, cu tot ce trebuie la asistente. Și ne-am legat la rețeaua de sus, cu acceptul vecinului de acolo la vale, din Pădureț, și apa vine pe la rămuță, cu știi, rămuța, prin curte și ne-am legat de la dispensar, cu apă, cu presiune, fără probleme. Și acum, în primăvară, imediat, o să ducem și să... Practic, vorba de 20-30 metri de conductă, să mă leg în conducta lor, nu știu exact unde este, fiindcă Cornel Bătă spune că ar ști el, în zona și sub asfalt, când ar trece, și să nu mai urc spre, cum a fost prin, după dispensar, prin bandă și prin scarele presiunii, să băgăm direct în spate, între magazinul cu operație și dispensar. Și ar rezolva problema celorlalte 7 familii. Apă de aici, de la, din spatele cooperației, din câte știu, ar fi problema în Munteni. Nu știu la câte familii, dar ajunge apă în Munteni. Da. Din câte știu eu. Deci eu, până de eu știu că la Brătila sunt mai, cred, mai mult de 65% din case, poate și poate 60, nu știu, au alimentare cu apă proprie, pe puțuri făcute individuale, câte 10-15 familii. Să mă duc eu acum, nu mi-a sujut cu ăsta, nu avea curajul, trebuie, nu poate... Nu, nu, canalizarea și nu. Canalizarea este o altă discuție. Corect, da. Când, da, și acolo m-am tot... Eu sunt de acord, dar credeți că găsim soluții, nu știu, domnul contract, domnul Gede, să mai găsim un 30-40 de milioane, o fază de proiectare, nu am nicio problemă. Dar nu vreau să vin aici și să spun în fața camerelor că eu rezolv problema la plătire.